Opoziția crede că vor fi din nou schimbări la Consiliul Județean Gorj după ce socialdemocrații au reușit să obțină majoritate. Funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean al lui Robert Filip este deja șubrădă. S-ar putea să o piardă. Dacă cei de la PSD vor vrea să-și promoveze pe altcineva, pot să o facă fără probleme, mai ales că să nu uităm demersul ăsta de a-i da afară pe cei doi consilieri care au plecat, nu face decât să-i îndrăjească acum și clar că vor vota împotriva lui Robert Filip. Socialdemocrații spun că nu au luat în calcul ruperea protocolului cu PPDD la nivelul județului Gorj. Un vicepreședinte, nu cred că s-a văzut vreo atitudine din partea noastră a Partidului Social-Democrat să schimbăm un vicepreședinte pentru simplu motiv că așa vrem noi, ci doar dacă am fost nevoiți să creăm o altă majoritate și să negociem acea funcție. Așa s-a întâmplat și în mandatul acesta. Cu siguranță, protocolul și înțelegerea cu Partidul Poporului Dan Diaconescu va funcționa mai departe. Florescu a mai explicat că socialdemocrații sunt dispuși să facă anumite compromisuri ca să continue colaborarea cu PPDD Gorj.